ziua, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, s-a stins noaptea trecută la vârsta de 83 de ani. Unul dintre liderii Mișcării de Eliberare și Renaștere Națională, Mircea Snegur a deținut mandatul de președinte în perioada anilor 1990-1996. Vestea tristă despre trecerea sa în neființă a fost făcută pe o rețea de socializare de Constantin Tampiza, fost ministru al economiei. Mesajele de condoleanțe au curs pe internet, iar președintele Maia Sandu a decretat 16 septembrie, zi de doliu național. E trist, fraților, e trist. La 13 septembrie, la ora 23:30, președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, a cedat în lupta cu boala incurabilă. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească lângă cei drepți. Condoleanțe familiei îndurerate, a scris pe Facebook Constantin Tampiza, fost viceprim-ministru și fost ministru al economiei. Președintele Maia Sandu a dispus decretarea zilei de 16 septembrie, zi de doliu național și organizarea funeraliilor cu onoruri de stat. Am aflat cu profund de tristețe că în această noapte a decedat Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova. Domnul Snegur a trăit în vremuri istorice și a avut un rol esențial în promovarea independenței, libertății și suveranității Republicii Moldova. Mircea Snegur va rămâne în memoria noastră ca omul care a stat la leagănul independenței Republicii Moldova, a scris Maia Sandu pe Facebook. Din 1989 până în 1990, Mircea Snegur a activat în calitate de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și de președinte al Sovietului Suprem al RSSM. Este unul dintre liderii Mișcării de Eliberare și Renaștere Națională, valori vociferate în discursul său din timpul Marii Adunări Naționale din 27 august 1989 în Piața Marii Adunări Naționale. Adunarea noastră națională decurge într-un moment încordat pentru Republică și totodată într-o perioadă de o mare însemnătate istorică. Datorită restructurării, democratizării și publicității proclamate de tovarășul Mihail Gorbaciov în aprilie 1985, avem posibilitatea să ne adunăm la voința poporului, să discutăm împreună cu poporul problemele ce ne frământă, problemele meleagului nostru străbun. La scurt timp, de la proclamarea independenței, a izbucnit conflictul armat de la Nistru. După 5 luni, vărsările de sânge au fost oprite printr-o convenție semnată în 21 iulie în 1992 de Mircea Snegur și președintele rus de atunci, Boris Yeltsin. Alături de trăirile de tristețe și durere pe suflet care le-am toți acești 30 de ani și o să le-am cât o să mai trăiesc, am și o satisfacție, ca să spun așa, că Dumnezeu m-a luminat la timpul respectiv. Am reușit să stopăm faza armată a conflictului. În 2007, Mircea Snegur lansează volumul de memorii Labirintul Destinului, în care povestește despre viața sa și cariera politică. Mulțumesc, domnul președinte. Într-adevăr, aceste volume sunt istoria contemporană a Republicii noastre. Mircea Snegur s-a născut în 17 ianuarie 1940 în satul Trifănește, județul Soroca. De specialitate agronom savant, are titlul științific de doctor în științe agricole. A activat în domeniul agricol din 1961 până în 1981, când devine prim secretar al Comitetului Raional Iedineț. Deține această funcție până în 1989, după care devine președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM și președinte al Sovietului Suprem al RSSM. Din 3 septembrie 1990 până la 1 decembrie 1996, deține funcția de președinte al Republicii Moldova. A mai fost deputat în Sovietul Suprem al URSS, deputat în Sovietul Suprem al RSSM, dar și deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Primul președinte al țării a fost decorat cu mai multe distincții. Este doctor honoris causa al Universității Agrare din Chișinău, al Universității Libere Internaționale din Moldova și al Universității din Ankara. Directorul Sputnik Moldova, Vitalii Denisov, declarat indezirabil pe teritoriul țării noastre, spune că ar putea ataca Republica Moldova la CEDO. Jurnalistul a făcut aceste afirmații de pe presa rusă după ce a ajuns la Moscova.
Vitalii Denisov susține că autoritățile de la Chișinău nu i-ar fi explicat natura acuzațiilor aduse înainte de a fi expulzat. Mai mult decât atât, potrivit jurnalistului, ordinul care prevede acest lucru ar fi semnat încă în data de 8 septembrie, el fiind anunțat despre conținutul documentului abia peste 5 zile, atunci când a fost deportat. Când decizia este semnată în data de 8, dar înmânată pe data de 13, eu nu am avut posibilitate nici să atac decizia și nici să-mi adun lucrurile. Potrivit jurnalistului, autoritățile i-au acordat doar 2 minute ca să-și adune lucrurile. Am un motan care a rămas singur în apartament. El rămâne a fi prizonier pe conștiința guvernării. N-am reușit să adun nimic. Mi-au acordat doar 2 minute ca să-mi iau lucrurile și m-au adus la aeroport de acasă la ora 7 dimineața. Ajuns la Moscova, Vitalii Denisov a declarat pentru presa rusă că ar putea ataca decizia autorităților de la Chișinău la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acum este la modă ca un rus să depună o plângere la CEDO, nu-i așa? În mare măsură, situația acolo este de așa natură încât poți obține despăgubiri din partea Moldovei. Am încercat să obținem un comentariu de la Inspectoratul General pentru Migrație la afirmațiile jurnalistului, dar responsabilii de acolo ne-au spus că vor reveni cu o reacție mai târziu. Eu mă informez și redâng un apel la dumneavoastră. Deocamdată nu comentez. În nota informativă emisă miercuri de instituție se spune că măsura a fost dispusă în legătură cu implicarea acestuia în treburile interne ale statului, fapt care îi pune în pericol securitatea informațională. Totodată, în comunicat se menționează că la baza acțiunii a stat legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, care spune că o persoană poate fi declarată indezirabilă dacă a desfășoară, ori în privința acesteia există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură, să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Miercuri, directorul Sputnik Moldova, Vitalii Denisov, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pe un termen de 10 ani. El a fost dus la aeroport cu ordin de deportare și expulzat din țara noastră. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Voda, a spus că autoritățile au toleranță zero împotriva știrilor false. Potrivit lui, instituția din care face parte Denisov se ocupa constant cu atacuri informaționale, cu minciună, propagandă și dezinformare. La scurt timp, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat decizia drept o atitudine inadecvată a autorităților de la Chișinău față de procesele democratice, precum și față de drepturile și libertățile jurnaliștilor. Amintim că în 26 iulie Republica Moldova a expulzat 45 de diplomați ruși. Decizia Chișinăului vine după o investigație jurnalistică, din care reiese că pe clădirile misiunii diplomatice sunt amplasate antene capabile să colecteze informații sensibile pentru securitatea țării. Ministerul de Externe de la noi consideră absolut inacceptabile orice acțiuni de spionaj și ingerințe străine în afacerile interne ale Republicii Moldova, despre care spune că reprezintă o sfidare directă la adresa suveranității și securității naționale a statului nostru. La rândul său, convocat pentru a oferi explicații cu privire la presupuse acțiuni de spionaj, ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnețov, a declarat că antenele de pe acoperișul sediului ambasadei ar fi de mult timp nefuncționale. Cu privire la presupuse acțiuni de spionaj, purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat anterior că sunt o fantezie care nu are nimic în comun cu realitatea. Anterior, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a precizat că personalul ambasadei Rusiei nu este expulzat, ci a fost cerută părăsirea Republicii Moldova în scopul asigurării egalității diplomatice. Totuși, diplomația rusă a calificat ulterior decizia Chișinăului ca fiind o mișcare neprietenoasă, despre care a spus că fără îndoială va avea consecințe asupra relațiilor ruso-moldovenești. Însărcinatului cu afaceri al Republicii Moldova în Rusia, Sergiu Goncerenko, i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu decizia autorităților moldovenești de expulzare din țara șefului agenției de presă Sputnik Moldova, Vitalii Denisov.
Despre asta a scris aseară târziu Ministerul Rus de Externe, care l-a convocat pe reprezentantul Chișinăului. Potrivit comunicatului, partea rusă consideră acest pas ca parte a campaniei antiruse lansate de autoritățile Moldovei. S-a cerut părții moldovenești să înceteze persecuția politică a resurselor mass media de limbă rusă și să respecte obligațiunile internaționale în domeniul libertății de exprimare și mass media și asigurării drepturilor jurnaliștilor. Este un alt pas neprietenos al autorităților moldovenești, care nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei, a conchis Ministerul de Externe de la Moscova. Contactați pentru o reacție, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene au declarat pentru Orizont TV că vor reveni. Ieri, presa de la Moscova a publicat imagini cu momentul în care diplomatul moldovean intră și iese din clădirea Ministerului Rus de Externe. Sergiu Goncerenco nu a făcut declarații pentru jurnaliștii adunați acolo, iar Igor Zaharov, consilierul pentru comunicare al Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ne-a spus că aceste ședințe sunt de tip închis, fără a fi oferite detalii despre întrevedere. Curtea Constituțională a amânat examinarea sesizării depuse de reprezentanții partidului politic Short, declarată neconstituțională în luna iunie curent, privind restricționarea participării la alegeri pentru o perioadă de până la 5 ani. Decizia a fost luată după ce avocatul Vadim Banaru a declarat că Înalta Curte nu are cvorumul necesar pentru a examina contestația, deoarece magistratul Domnica Manole lipsește de la ședință. Dumneavoastră nu știți cel de-al cincilea judecător de ce nu este prezent, este bolnav. Curtea a decis să amâne ședința până pe data din 19 la ora 10. 19 septembrie, ora 10. Înainte de ședință, membrii și simpatizanții ai formațiunii politice declarate neconstituționale s-au adunat în fața Înaltei Curți pentru a susține membrii partidului care nu pot participa la alegeri. Amintim că în 31 iulie, deputații PAS au votat un proiect de lege care prevede ca membrii din conducerea partidului Short, declarat neconstituțional, nu au dreptul să candideze la alegerile locale din acest an și nici la cele parlamentare sau prezidențiale din anul viitor. Inițiativa legislativă a fost elaborată în contextul ajustării cadrului normativ intern referitor la lichidarea partidelor politice. Ilan Șor a calificat decizia majorității parlamentare drept ilegală și neconstituțională. De cealaltă parte, reprezentanții PAS ne-au spus că autoritățile nu pot permite ca oameni care au comis numeroase ilegalități, cum ar fi finanțarea ilegală a partidului, nedeclararea veniturilor, coruperea alegătorilor, să fie admiși în viața politică a acestei țări. Guvernul este gata să achite 400.000 de lei unui evaluator pentru stadionul Republican. Anul trecut, Agenția Proprietății Publice a comandat deja un astfel de evaluare, dar nimeni din experții din domeniu nu și-a anunțat intenția de a participa la licitație. Potrivit directorului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, încă în luna mai, pe site-ul achiziții.md, a fost postat un anunț în urma căruia instituția spera să găsească un evaluator pentru stadionul Republican. A fost anunțat cu 40.000, nu s-a prezentat nimeni, după asta cu 60.000. Între timp a fost făcută o cerere de oferte pentru a studia piața și ofertele din partea companiilor de evaluare care au fost primite, au fost că o astfel lucrare ar costa între 400 și 700 de mii de lei. Noi oricum nu am anunțat din start 400 de mii, a fost anunțat o altă etapă cu o altă licitație cu 160 de mii. La fel nu s-a înregistrat nimeni, după asta a fost anunțată licitație cu 270 de mii. La fel nu s-a înregistrat nimeni și acum a fost anunțată licitația cu 400 de mii. Sperăm că deja vor fi participanți. Întrebat dacă agenția intenționează să crească în continuare costul serviciului, șeful instituției ne-a spus că nu există bani pentru asta. Nu, nu,
nu putem majora prețul, deoarece este achiziție publică și procedurile legale nu permit astfel de negocieri, numai când vor fi anunțat prețul, prețul de anunț va fi mai mare. La moment nici nu dispunem de surse financiare pentru a publica cu o sumă mai mare. Termenul de pentru depunerea documentelor este până data de 19, dacă nu greșesc, până săptămâna viitoare. Și sperăm că vor fi cam după ce vom începe procedurile nemijlocit de contractare, va dura cam încă 2 luni până la nemijlocit îndeplinirea legii pentru vânzare. Amintim că Statele Unite și Moldova au semnat anul trecut, în 28 aprilie, memorandumul de înțelegere privind inițierea procedurii de vânzare a fostului stadion republican pentru ridicarea unui nou sediu al ambasadei SUA la Chișinău. Guvernul a anunțat că lotul va fi vândut la preț de piață. Hotărârea cu privire la vânzarea terenului pentru construcția ambasadei SUA în Republica Moldova a fost luată în 11 iunie 2019 de guvernul Filip și executată de guvernul PAS. Potrivit documentului, SUA s-au angajat să investească 250 de milioane de dolari, să repare și să restaureze porțile stadionului, intrarea și zona adiacentă. De asemenea, o parte din teritoriu va fi transformat în parc public. La începutul acestui Ian, ambasadorul SUA, Ken Logston, a declarat pentru TV8 că lucrările la construcția ambasadei ar putea începe la începutul anului 2024. Parlamentul European a cerut Curții Penale Internaționale de la Haga să emită un mandat de arestare pe numele președintelui Belarusului, Alexandru Lukashenko. Într-o rezoluție a instituției se precizează că Alexandru Lukashenko este implicat activ în conflictul din Ucraina. Informațiile din raport arată că parlamentarii europeni îl acuză pe președintele Belarusului de daune aduse Ucrainei și implicare în transferul ilegal de copii. Hotărârile Curții Penale Internaționale de la Haga nu sunt recunoscute însă la Minsk. Lukashenko nu a reacționat deocamdată la cererea Parlamentului European. Anterior, în alta instanță din țările de jos, a emis mandate de arestare pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, și împuternicitului pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Lvova-Belova. Ei sunt suspectați că au deportat ilegal copiii ucraineni în Rusia. Kremlinul a calificat această decizie drept scandaloasă și inacceptabilă și a amintit că orice hotărâri ale Curții Penale Internaționale sunt nule din punct de vedere juridic, acestea nefiind recunoscute de Moscova. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, cu noi informații vă aștept la ora 17. Să aveți o zi frumoasă! Acest